Bună seara, bună seara, bine v-am găsit încă un live show din partea lui CodeTap. Bună seara! Bună seara! O să venim cu întrebări și răspunsuri la sfârșit, deci așteptați până acolo. Deocamdată începem cu cine sunt eu, cine sunt de noi, cine este CodeTap. Cum am spus, eu sunt Marian, sunt mândru programator de peste 20 de ani. În stânga mea, un alt de peste 20 de ani programator. Da, deja pensionar. Pensionar, pensionar în programare, da, da. Și mai pe scurt vă spune cum să începeți. Ce opțiune ați avea să începeți în a fi programator web? Băi, faceți noi un mini live aici, chiar așa. Sunorul mai jos. Ai uitat de noi, asta am zis. Da, am înțeles că am uitat de noi, dar totuși. Hai să băgăm. Hey, Islam, this is Romanian, by the way, so bear with us. Așa, deci mergem la pasul 2, dacă putem să mergem la pasul 2, despre CodeTap. Sau pe ecran sau nu? Da, aproape că am. Poate apare mai târziu. Da, despre CodeTap. Despre CodeTap. La CodeTap am început să... Bă, voi sunteți Caterin, că sunt pe bune. Ori ajutați, ori nu ajutați, mă. Așa. Las-mă că e bine. Ăsta se numește cum? Trial and error, nu? Da. Înveți din greșeli. Da. Deci la CodeTap noi ajutăm oamenii precum cei din spate. Așa, Carol, băieții actual, ia, dă-te și numai caz, dacă tot faci sunor, vină-o caz, vină-o caz, hai, să facem cunoștință. Să facem cunoștință, da. Mai jos, așa, și zici tu. Cine ești? Cine sunt? Eu sunt unul... Care face gălăgie și prângă asta. În afară de asta, eu sunt unul dintre primii studenți CodeTap. Da. Unul din primii patru. Primii patru, sunt la al doilea job. Ce altceva aș putea să zic? Ce mai vrei tu? Dacă îți mai vine vreo idee, vii și zici după, da? Și aici, până stânga, până dreapta, mai sunt, uite, acolo, ultimul elev care s-a angajat. Uite, a fugit, mă, stai, că eu ți-arătam în trecut. Nu că s-a angajat. Ultimul din trecut, ia vină, mă. De ce asta facem noi la CodeTap, în primul rând? Vă învățăm să facem website-uri și... Uite, e aici. Puțin mai jos? Nu-i mai jos. Uite, nu-i mai jos. Deci toate bune și frumoase, da? La CodeTap facem programator din voi, mai mă, pe scurt. Da, da, da. Ce oportunități ai? Pe codetap.io/info sau info.codetap.io, să schimbăm noi acum repede. Primul, al doilea, asta trebuie să fie. Așa. Stăm și live. Tadam, tadam. Nu s-a schimbat, da? Ce bun, mă. S-a stricat softul ăsta. N-am dat, mă, click pe el. Nu vrea. Control. Merge. Da, da. Merge drept, nu? Zero to one course. Așa, deci pe info.cota.io, dacă auziți, bine, acum o să încep să vă scriu pe ecran, găsiți toată informația despre cum puteți începe cu CodeTap. Există și variante gratuite, există și variante plătite pentru toată lumea. Cursuri pe YouTube. Pe YouTube au fost, sunt și vor fi întotdeauna gratuite. De la zero angajat, exact pașii care trebuie să-i faci. O să revenim imediat la punctul ăsta. Cum o să începi să devii programator web. Aici aflați tot ce aveți nevoie pentru început. Cine a reușit până acum? În spate, în fundal, era Răzvan. În același timp, Kate a început la 11 ani, la 12 ani a devenit programator web. Valentina, Daniel și încerc să ajung la Carol. Carol este cel din spate care făcea gălăgie. Bravo, Carol, felicitări. Flavius, primul elev, Istvan și tot așa. Vă puteți uita pe website aici. Studenții care sunt o parte dintre ei, o parte dintre cei care au reușit, o parte dintre cei care sunt studenți acum al lui CodeTap, îi găsiți aici. Puteți să-i întrebați, sunt publici pe Facebook, puteți să-i întrebați despre călătoria lor. Ce îngre... uite și pe Laurentiu, ce vezi? Da, sunt și eu acum. Da, ești aici. Ce greutăți am întâmpinat, ce bucurii am întâmpinat și toate cele. După care, așa tot dau aici cu artificiile lor. Dau bine, nu? Intrați pe info.cota.io și aflați mult mai multe. După care trece la pasul 4. Pasul 4. Exemple de succes, le-am zis. Visul tău. Ce de treabă.
până apare. Viitorul tău, iată, visul tău. Te lasă inteligența artificială fără loc de muncă sau nu? Rămâne de văzut, nu? Eu o să pariez că mulți ori o să trebuie să se schimbe de pe loc de muncă pe altul, o să trebuie să se reprofileze cum ar veni și ai vrea să fii pe valul ăsta în a te reprofila pe o muncă de viitor și nu ar rămâne cu curlețul cu fundul gol afară, nu? Și una dintre soluții este să-ți găsești o muncă de viitor. Cu una dintre ele te putem ajuta noi. Și anume, o muncă de viitor înseamnă ceva care evoluează, ceva care este în cerere foarte mare acum și pe viitor va fi în cerere și mai mare. Bă, dar ăștia cu pognitorii lor s-au găsit exact acum? Așa o să fie toată seara, știi? De ce, măi? Gai ăla? Da. Da? Pognitorile lor. În fine. Poc. Și îți găsești o meserie de viitor. Una ar fi programator, alta ar fi pe finanțe, probabil, altele în construcții. Sunt mai multe cum avem, nu e asta problema. Însă nu vrei să rămâi, de exemplu, șofer. Și să trecem noi la următoarea, nu? Dacă te scrie. O să încerc? Nu. Asta este una dintre soluții. Nu vrei tu să rămâi, de exemplu, șofer. Afară am o mașină care se conduce aproape singură, cel puțin știe să stină banda, să schimbe benzile, să oprească, să pornească, să se parcheze lateral și perpendicular și toate nebune și modelul mai nou care este pe piață acum știe să pur și simplu să plece cu tine dintr-un loc, să ducă în altul, fără să atingi, fără să zici nimic, cum ar fi. Pe viitor, mai mult sau mai puțin, asta se traduce în faptul că... Ce a făcut? Să adaug puțin, mașina nu-i trebuie service, nu are motor, are doar un electromotor simplu, deci... Oh, bun și asta, iarăși. Bun și asta. E bine. Dar în același timp, cred că o să... Mai trebuie om de service, da? Bun. Deci o să dispargi din slujbele, probabil, nu toate, dar probabil că o să dispargi din slujbele de mecanici, nu? Pe lângă asta. Ceea ce înseamnă că mai devreme sau mai târziu o să vrei să faci altceva, ceva ce se face, cum ar fi, nu? Și... Cred eu că, nu știu, în 10, 15, 20 de ani o să fie extrem de puține dacă nu deloc o să mai fie slujbe în care tu conduci o mașină. Precum, nu știu, în tiruri, în autobuze, în orice tip de mașină. Presupun că pe acolo o să ajungă. Și să mergem mai departe cu soluția. Soluția este, cum am zis, să-ți găsești o slujbă de viitor și să aștepți după ăla care dă erare. Și cum să începi? Hai să vedem. Intri pe http://youtube și de acolo o să ajungi pe canalul de YouTube, ca să nu stai tu să intri pe YouTube să scrii CodeTap, să pur și simplu intri pe website-ul ăsta, pe canalul de pe YouTube și acolo o să ai toate proiectele care elevii curenți, elevii care au reușit și elevii viitori au trecut prin ele ca să dobândească experiența, ca să... Să învețe cum să facă website-uri de la zero cu sau fără cunoștințe anterioare. Și hai să facem și noi chestia asta acum. Ia să vedem dacă l-alegem pe ăsta de aici sau pe ăsta de aici cu verde, nu cu verde, pe ăsta de aici l-alegem. Gata. Și mergem pe el. S-a schimbat sau aici sau nu? Asta e legat. E clar cu întârziere. Și mergem pe el și zicem HTTP. Așa și nu info.cotap.io, ci invers. Cotap.io/info. Bun. Pe website-ul http://cotap.io/info găsiți foarte multe metode de a vă conecta cu CodeTap și una dintre ele spuneam că este YouTube. Dacă dați click pe link-ul ăsta de aici, o să încerc să selectez pe YouTube, o să vă ducă direct pe pagina de pe canalul YouTube în câteva secunde. Puteți să vă și înscrieți, puteți da subscribe sau înscriere, cum scrie în română. Iar aici găsiți sute de lecții, atât la coduri live show, cât și proiecte reale, teste reale de la interviuri. Tot ce trebuie să faceți este să ajungeți pe CodeTap pe YouTube. O altă recomandare, puteți să dați click pe playlist aici și găsiți organizate toate proiectele în liste. Vă recomand să începeți cu cele mai vechi primele, Before Start Coding, Everyone Can Code, The Beginning și când ajungeți la Learn to Code Like a Pro for Beginners, lista asta de aici,
dată încerc să o selectez. A, nu merge să o selectez, încerc să desenez azi. Deci am animerit super bine cu pognitorul ăsta, pe bune. Poc, 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 poc. E veselie mare aici. Păi eu, mie îmi place să fie veselie, nu zice nimeni să nu fie veselie, dar dacă știam, programam și cu oră mai devreme, nu? N-a știut nimeni. Da, da, da. Las că merge, merge bine. Două secunde să desenăm și noi ceva pe aici, a apărut pe ecran, a apărut, da. Deci luăm pe ăsta și zicem lista asta de aici, asta. Learn to crawl like... Learn to code like a pro for beginners, vedeți că o colorez eu. Hai să zicem și ăsta să plece. Nu? No. Pa, pa. Când ajungi la lista asta, o să, în urma rezolvării, după ce urmăriți, când ajungi la finalul ei, o să aveți deja un website online. O să aveți un website online care are scor perfect pe Google. Ceea ce înseamnă că din primul tău proiect, primul tău proiect care îl faci ca pagină web, o să ai una dintre cele mai de viteză pagini web din lume. O să fii în top 1%. Ăsta este unul din să zicem, avantajele care ți-l oferă CodeTap. Vă învățăm tehnici și tehnologii care sunt făcute de profesioniști, însă am concentrat 21 de ani de experiență în cursuri pentru începători. Și mă stresează alea din spate de nu mai pot, dar vă zic și o chestie asta, așa ca idee. Deci am concentrat noi toată treaba asta, cum să faci pagini web ca un profesionist, dar totuși să fii începător. Și cu asta te duci frumos ca să-ți găsești un clientel, sau te duci frumos să te angajezi și începi să le vorbești despre ce faci tu. Mai mult sau mai puțin, o să uimești și în stânga și în dreapta, cu realizările tale. Salutare la toți din partea lui Alexandru. Da, și sperăm că nu vă deranjează artificiile din decor. Da, deci nu știu cât de tare s-aud astea, pe bune. Dar cred că sunt pe terminatele, deja am început prea tare. E bine măcar să distrează lumea, nu? Da. Și pentru noi. Și pentru noi, da. Și pentru noi. Da, și noi ne distrăm mai puțin, nu? Da. Salutare la toți. Ia să punem noi pe ecran, dacă tot a zis ceva. Robert a spus salutare la toți. Îl punem și noi pe ecran pe Robert. Salut, salut Robert. Și ne apropiem cât de repede de întrebări și răspunsuri, cum vreau să închei acum cu CodeTap. Pur și simplu, toate cursurile pe YouTube sunt gratuite, vor fi gratuite, au fost gratuite. Tot ce trebuie să faci este să te apuci. Dacă ai nevoie de ajutor personal în care o să devii mentor 1-1, intră în discuții cum e cât mai repede, până pe 10 noiembrie, deoarece de acolo se schimbă regulile și nu o să mai au atât de mulți elevi sau nu o să mai au elevi aproape deloc. Poc, 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 poc. Poc, 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 poc. Nu mai trebuie să zici că da. E deja poc, poc în decor, nu? Asta o să fie un live super interesant cu artificiile, nu? Da. Și hai să ne schimbăm înapoi la noi și să dăm drumul întrebărilor și răspunsurilor, dacă sunt întrebări și răspunsuri. Atât pentru mine, cât și pentru Laurentiu sau pentru unul din băieții din spate de acolo, care fac ei coduri, fac coduri super tare. Sunt la rubrica de coduri acum. Să vedem. Super coduri. Super coduri, bravo, bravo. Salut Iuliana Rotaru, salut Flavius. Flavius a intrat online și este primul elev începător care a reușit cu CodeTap. Salut Flavius. Pune și tu o întrebare Flavius dacă e. S-au zis ceva acolo. Flavius has joined. L-am văzut, știi cum l-am prins. Aha, ce faci, ce faci? Da, da. Hai să vedem dacă sunt întrebări pe YouTube. Dar vezi, uite, am mai învățat ceva azi. Când planifici, te asigur că... Trebuie să fii conectat la evenimente. Până când începe cineva cu întrebări acolo, da. Bună, uite, duci și tu și vrei să faci, nu știu, alergare pe undeva și, de fapt, acolo e raliu și nu poți să treci peste stradă, nu? Da, da. Cred că e bine. E bine. Deci, întrebări și răspunsuri doamnelor, domnilor, domnișoarelor, cum vreți să... Pur și simplu, întrebați orice despre cum să devii un programator web, cum să devii un programator web de succes, ce înseamnă să fii angajat în Londra, ce înseamnă să fii angajat în România, orice vă trece pe în cap. Întrebări și răspunsuri. Asta este rubrica. Să vedem, nu? Eu mă tot uit aici, nu sunt la camera, acum mă tot uit peste tot chestii. Cred că o să-mi trebuie un, cum se zice? Augment reality. Un augment reality sau cineva care să facă treaba asta pentru mine, nu? E posibil. Și e posibil. Băieți, ia deschideți și voi din spate de acolo. Puneți o întrebare pe Facebook, că se pare că ăștia sunt puțin așa, amărțiți încă. Ce ați pățit, mă? Ați venit de la frig? Nu știți să întrebați nimic? Hai, întrebări și răspunsuri. Acum, repede. Nu? Păi da. Că
Că dacă nu știi ce fac... Așteptăm. Mă duc și mă desesc cu băieții aia din spate și nu te mai ajut cu nimic, nu? Da. Distracția-i întoi aici. Distracția-i întoi, da. Și bere fracol. Hai să facem reclamă la Budweiser. Da. Reclamă gratuită. Am făcut reclamă. Am făcut reclamă. Îmi facem reclamă gratuită. Facem reclamă gratuită la Budweiser. Bere fracol vreau să vă arăt. Zvan, cum poți să sparg site-ul de la NASA folosind doar HTML și CSS? Hai să-i punem și întrebarea asta, că ăsta nu știe altceva să întrebe. Get comments. Ce-a făcut? Ăsta nu vrea să arate comentariul. Și ce facem? Îl tragem pe ăsta aici. Ia, plimbă-te prin fișier. Așa. Și dăm pe ăsta. Și acum se vede, nu? Sper eu. Uite ăsta, deci nu vrea să ia comentariile. Da. Și e CodeTap Cafe deasupra. Unde-i stai? Ce-a făcut? De play la mândru. Este YouTube. Deci mă merg în față. Da. E bine că e bine. E bine că e bine. Poți să debifezi ca să iasă din... O să scot ăsta mai sus. Și e gata, asta e... Asta e... Dacă ai putea să debifezi ca să iasă în alinie, nu? Dacă mergi. Da, nu, ce-i... Pagina în pagina, da. Deci, comentariu, cum poți să spargi site-ul de la NASA folosind doar HTML și CSS? Faci phishing și... Nu pescuiești. Da, și nu pescuiești. Da, n-am mers treaba bine în seara asta. Da. Adică eu cel puțin fac datoria, eu încerc să vă ajut. Cine acceptă așa cum este, foarte bine, și cine nu acceptă așa cum este, iar la fel de foarte bine, nu? Uite aici, Ileana Rotaru, în programare, hai să schimbăm și noi pe ecranul ăsta. Băi, pur și simplu mă gândesc dacă am vreo variantă în care să nu se audă artificiile alea. Imediat, Ileana întreabă, doar că noi o să mai scădem ăsta puțin. Cu speranță acum se mai aud artificiile alea de acolo și o să stăm mai lângă microfon cu Marian, nu? Da, dacă mă rești vorbăm o puțin. Da, e de ajuns. Imediat, Ileana, imediat venim cu... Vinim cu 17 minute, eu copii link adres. Nu, asta nu vrea clar. În programare, un lucru important e să înveți în continuu. Cum să rămâi motivat să înveți sistematic, indiferent de lipsa de timp, stres, etc. Iar răspunsul pentru asta, dacă vrei să răspunzi și tu foarte bine să completezi, răspunsul pentru asta este găsind, să zic, părți ale programării sau proiecte la care ești tare bucuros să lucrezi. Fie tehnologie, fie, să zic, scopul final, proiectul final, găsește proiecte la care îți place să lucrezi și chiar dacă știi să le faci sau nu știi să le faci, și asta te va motiva să stai în priză cu să zic, cu noutățile sau cel puțin să înveți lucruri noi. Cel mai simplu. Eu așa fac continuu. Da. Sau să-ți propui ceva să faci care ți se pare imposibil și în momentul când devine posibil, deja e hype-ul acela exact. Priză, mereu. Și voi definiția imposibilă, nu? Imposibil este ceva greu de făcut sau ceva ce nu poți să faci până cum faci prima oară, nu? Imposibilul devine posibil. Deci... În principal, vrei să fii motivată de ceva extern. Finalul sau cel puțin să găsești ceva care nu poți să faci și să-ți bați capul. Dacă te apuci și faci proiecte care știi deja să le faci, ele o să devină plictisitoare și îți vei pierde motivația cu siguranță. Sper că ți-a plăcut răspunsul. Mai așteptăm alte întrebări și răspunsuri despre cum e să devii programator, ce greutăți ați întâmpinat în caz că ați început, orice întrebați voi pe aici. Noi mai stăm așteptând întrebări și răspunsuri și până una alta, hai să vedem dacă vorbim noi despre ceva. De exemplu, cum vezi tu treaba asta? Acum, fiind nou venit în Londra, că ești de două zile, nu? Sau da. De două zile. Două zile. Deci cum vezi tu cu ochii tăi Londra acum? Cu siguranță nu o să vezi cu ochii mei și poți să vezi bine, poți să nu o vezi bine, e pur și simplu experiența ta. În căutările cu munca, poate cum te-ai plimbat, ce ai văzut, orice ți se pare ție despre, de bine sau de rău despre Londra. La diferența între, să zic, Londra și București, când se comparăm două capitale, e că Londra, în primul rând, se vorbește engleză, ceea ce e de circulație internațională,
ai șanse mult mai mari decât în București, să zic, sau în țară, în România. Și aici, într-adevăr, lumea e mai deschisă la idei, nu sunt preconcepții, mai ales pe zona IT se investește mult și în juniori, mai ales în juniori. Deci cei care vor să vină să învețe, să, nu știu, să aprofundeze, să... Londra e un loc unde se poate face lucrul acesta. Okay. Foarte, okay. Foarte bine. Comparativ cu România, unde se caută, am observat, în România deja se caută lumea care știe deja. Nu prea are timp mulți acolo să stea după tine să te învețe sau... Okay. Da. Revenim imediat, că am prins că s-a tânat de la ceva acolo, revenim imediat la... A pornit. Sper că a pornit. Avem un anunț, o întrebare din partea lui Bogdan Bărbulescu. Recrutăm programatori pe UK, 300-350 de lire pe zi, plus program de relocare premium, contact. Ceea ce înseamnă că Bogdan Bărbulescu este un om de treabă. Face legăturile între A și B, A fiind programatorii și B fiind clienții. Puteți să-l contactați pe Bogdan Bărbulescu, nu știu unde. Trebuie să-l contactați, probabil că pe chat-ul ăsta o să găsiți ID-ul lui de Facebook. Vă trimiteți mesaj pe da, sau direct în Facebook. Nu știu, o să încerc eu să-l contactez, să găsesc niște informații pentru voi. Dar mulțumim, Bogdan Bărbulescu, că faci parte din acest tren. Nu? Da. În același timp poți să-l contactezi și tu. Nu? Sunt câțiva oameni pe aici care își caută locul. Da. Da. Ia să vedem ce mai e pe aici. Să dăm o întrebare, nu e WC pe HP, ia uite la ei. Așteaptă un pic întrebarea, că avem aici pe cineva. Ce-a făcut? O întrebare de și-a luat celălalt. A mai apărut unul, da? Și când am dat eu play, am dat pe celălalt. Deci avem două întrebări sau, da, sau două întrebări care vrem să le afișăm pe ecran. Dați-ne puțin un moment, că... Așa. Bun. Deocamdată sunt astea. Care sunt top 3 sfaturi pe care le-ați da ție însuți 20 de ani în urmă, când erai la începutul de drum în programare? 3 sfaturi? Cred că am deja primul sfat. Citește help-ul. Primul sfat al meu este citește help-ul. Mie mi-a luat mult timp să descoper că există o tastă sau cel puțin o funcționalitate undeva unde poți să primești ajutor din partea celor care au scris acel soft, program, joc, ce-o fi. Mi-a luat mult ca să aflu despre ăla și după ce am aflat, mi-am dat seama că toate chestiile care le încercam eu să văd cum merg, erau deja explicate, să zic, în help-ul ăla. Tu ce-i zice? Lucrurile stăteau foarte diferit față de acum 20 de ani. Nu exista Google. Dar ce s-a inventat? Că în 98 a fost Google, nu? Da, oricum. Doar ce s-a inventat. Doar ce ieșea din găoace. Stack Overflow nici nu se pune problema. Da, ăla nu exista. Deci, în primul rând, atunci nu puteai să cauți mai pe nicăieri răspunsuri, cum e ziua de azi. Deci, în primul rând, atunci, cred că ar fi prins foarte bine o platformă, cum e Stack Overflow, să zic. Deci, da, o inițiativă pe timpul ăla, cred că a fost foarte bună, gen Stack Overflow. Și acum să vedem că mai este aici cei care sunt top 3 și să începem și pe asta. Băieți, ceva din spate de acolo, dacă vreți să ziceți o întrebare. Ce sfat ți-ai dat ție acum 20 de ani, dar noi suntem doar doi cum a venit. Hai acum să zicem câțiva ani. Ce sfat ți-ai fi dat ție înainte să te apuci de programare? Vrei să răspunzi? Înainte să mă apuc de programare? Da. Îmi pare rău că nu m-am apucat de programare cu mult înainte. Deci, aș fi vrut să mă apuc, aș fi vrut să fie cineva care să-mi deschidă mintea să mă apuc de programare acum câțiva ani, ar fi fost... Super! De stare ți-a plăcută, naștere? Mersi! Domnul Sam! Mâine vin cu Tom și facem hackathon. Hackathon, bine! Baftă! Ceau! Ceau, baftă! Așa, deci cât de cât am răspuns, am dat 3 răspunsuri din 3 perspective. Da, la mine n-a fost chiar un răspuns, a fost mai degrabă Așa, asta trebuie să citim de aici puțin, că nu am căput aici, asta de multe întrebare. O întrebare, ce MVC PHP îmi recomandați să studiez, având în vedere tendințele pieței IT?
sau nu are importanță? Contează doar să înțeleg structura? Și acum cred că e cineva mai potrivit să răspundă acestei întrebări, și anume Laurentiu. Să zic, fiecare structurează codul cum își dorește, deși există niște șabloane, niște nișe deja pe internet după care lumea se ghidează, mai ales când lucrezi în echipă, ca să știe unul față de celălalt în ce stil și mai departe lucrează. Da, depinde, cum să zic, depinde echipa, efectiv. Trebuie să întreb și pe celălalt din echipă, dacă crezi că MVC o să referă mai mult pe echipă, să cadeți de acord pe ce MVC să lucrați. Cum vi se pare mai simplu, merge treaba mai bine. Deci nu e la modul singular să zici că asta îți place ție. Important echipei să-i placă. Exact. Atât. Și acum, în cazul în care nu ești într-o echipă, o să completez răspunsul lui. În cazul în care nu ești într-o echipă și vrei să înveți un framework, o librărie sau orice ajutător care vine deasupra unui limbaj, cum ar fi JavaScript, PHP sau orice altceva, cel mai simplu te duci pe portaluri de slujbe sau job portals, te duci pe ele, cauți cel puțin 2-3 cele mai de vârf portaluri, iar pe aceste portaluri vezi ce tehnologii se cer pe piață, cum ar fi în cazul tău cu PHP, ar fi Laravel, Zend, E-Framework, și le cauți exact cum se numesc ele, cum ar fi E-Framework sau doar Laravel, Zend, și bineînțeles că sunt multe pe PHP, sunt cred că 10, dacă nu sute de framework-uri, nu? Sunt foarte multe. Și vezi și tu cam ce număr de oferte sunt pe piață către cei ca tine. Acum, dacă la Laravel găsești 6.000 de oferte și la E găsești 20, e mai mult sau mai puțin clar că există două posibilități de avantaje și aici depinde cum vrei tu să joci cărțile. Pe ei, dacă e să mergi, înseamnă că nu sunt mulți ca tine și înseamnă că atunci când cineva are nevoie de ei, tu vei fi chiar printre cei care ar putea să lucreze acolo. În același timp, când vrei să te muți dintr-un loc în altul, dacă nu este un proiect pe piață care cere ei, s-ar putea să aștepți până la un alt proiect care cere ei. Deci ai avantaj, dezavantaj. Oricum, piața acum am observat că cere pe PHP cel puțin, în Laravel e the first choice, să zic, prima opțiune. Deci, acum, v-a zis, depinde de ce echipă pici, cel mai mult, dar ca să ai o idee, cred că Laravel ar fi prima opțiune pe care ai alege-o. Bogdan Bărbulescu spune că vă așteaptă pe cei care sunteți doritori de... Bineînțeles, presupune că trebuie să fiți deja programatori, că altfel nu o să fiți plătiți 300-350 pe ochi frumoși. Deci sunteți programatori cât de cât la nivelul care se cere, deci Bogdan Bărbulescu vă poate face legătura între voi și cei care au nevoie de voi. Așa. Întrebări, răspunsuri, programatori începători, nu știi nimic cum să faci website, nici n-auzi de ce înseamnă chestia asta. Ești expert, ești medium în programare. Medium, nu? Oricum, întrebări și răspunsuri. Dacă nu merge și noi la artificii, mă. Sau că am terminat. Sau că am terminat, nu? Dar fac și foc, cred că. De tabără, da. Foc de tabără. Cu plăcere, Codric Geo. Apropo, undeva... peste o săptămână, mai mult sau mai puțin, nu, chiar o săptămână, pe 10 noiembrie și pe 11 noiembrie o să fac o prelansare de cursuri. Cursurile sunt cele care le-au făcut deja elevii de succes, care au ajutat să-și găsească slujbă, doar că sunt versiunea a doua. Elevii au învățat din cursuri, eu am învățat de la elevi ce i-a durut și acum vine versiunea a doua care te învață de la zero la angajat toți pașii posibili legați de programare, CV, interviuri, cum să aplici, unde să aplici, cum să vorbești, cum să avansezi, toate nebunile astea. Și o să vină prelansarea acestui grup de cursuri. Vor fi foarte multe cursuri. Deci profitați din plin. Da. Nu stați pe gânduri. Cel puțin fiți prezenți acolo, nu vă costă nimic. Doar măcar să vedeți ce opțiune aveți. Deci sâmbăta și duminica viitoare va fi și în limba română și în limba engleză. Așa că o să mă asigur că nu sunt pognitor pe lângă. Da. Sunt multe variabile de care trebuie să ții cont, dar să sperăm că totul va fi bine, va decurge tot ok.
Ce am reușit eu să repar asta, n-am reușit, nu? Că pe ecran tot zice CodeTap Cafe. Deci nu e, nu e ăsta, titler live ăsta nu e, nu e prieten cu noi. Nu e prieten cu noi. Nu vrea să... Avem locuri pentru toate nivelele, trimite CV. Bogdan Bărbulescu, am eu câteva CV-uri dacă vrei să-ți trimit. Nu-i problemă. Deci dacă aveți pentru toate nivelele, cu siguranță este Laurentiu, ești tu mai devreme sau mai târziu și mai am încă vreo 2-3 elevi care își caută de muncă. Deci Bogdan Bărbulescu, dă-mi un semn mai târziu și îți trimit CV-urile lor. Să vedem. Întrebări și răspunsuri, doamnelor și domnilor. Aștept. Să mă uit și eu la camera acolo. Mereu mă uit acolo, nu? Da. Da, la camera. Să beau bere fără alcool. Ce râs, mă, răule? Bere fără alcool sună ciudat așa, nu știu cum. Bă, e moca, știi? Da. Că dacă... Eu unul nu o cumpăram, știi? Dar îi mulțumesc lui Carol că s-a gândit la mine. Sau cine s-a gândit la mine. Nu știu ce s-a gândit. Tu ai venit cu brea? Carol. Ce? Carol a venit cu brea. Deci eu încercam să închid pe ăsta pe aici, nu? Eu beam bere fără alcool numai când... Conduceai? Conduceam, da. Da? În locuri, apare ceva jos aici. Cu siguranță, Daniela Florența Joint. Salut, Daniela. Toate bune? Bună, Daniela. Hai să vedem. Întrebări și răspunsuri. Apropo, o variantă mult mai bună. A ceea ce am vrut eu să zic în seara asta, cu toate că erau pornitori prin spate de... Guys, cum e asta, nu? Da. Sărbătoarea... Felicitărilor. Festivalul Lumii. Da, Festivalul Lunii, așa se numește în română? Lumina din Lumina Dumnezeu. Da. Foarte bine. Deci avem pe joburi în UK plătite bine. Așa căutați voi pe Facebook, joburi în UK plătite bine. Și acolo am deja vreo 2-3 înregistrări mult mai, să zic, de calitate decât cele din seara asta. Când vine vorba despre prezentare, cine sunt eu, cine este CodeTap, cine rezervă viitorul, ce soluții avem și cum puteți voi să începeți pentru a deveni programatori. În același timp, tot în celelalte registrări, este tot, se află, bineînțeles, rubrica de întrebări și răspunsuri, din care voi puteți afla sau puteți să vă faceți o idee mult mai bună despre ce au întrebat și alții vis-a-vis de acest subiect. Și eu mă așteptam pe cineva și totuși, dacă îmi iau aminte, ia să punem noi pagina asta deocamdată aici și să vedem, că eu așteptam pe cineva să pună întrebări. Și văd că nu este. Pe YouTube, ia stai, sunt întrebări pe YouTube. Au fugit întrebările de pe YouTube. Pop-out chat. Așa, dați pop-out chat. Și nu zice nimic YouTube-ul de întrebări. Foarte bine. Eu încercam să dau drumul și lui Titer live asta. Să vedem dacă atunci când se deschide tot așa face. Vezi că au rămas astea bucate aici. M-a schimbat întrebări și răspunsuri. Și de acum nu mai pleacă de aici. Nu mai vrea. Mai apare. Și nu mai pleacă. Gata, a plecat, mă! Și într-un final, da. Dau astea play și tot ele. Da, puneți întrebări și încercăm să răspundem. Sperăm, da, da. Sperăm că răspunsurile noastre vă vor ajuta în viitorul interviu sau job, poate. Da. Facem altfel. Băgăm un cronometru. Ia să băgăm un cronometru. Cronometru! Count down timer. And start. Deci avem noi aici un countdown timer. Și dacă este, mergem pe... Cred că asta. Da. Avem countdown timer.
Atât timp cât adresați întrebări, o să punem timerul pe pauză și răspundem întrebărilor. Dacă nu puneți întrebări, când expiră, o să închidem acest live. Nu? Așa creăm și noi urgența aici. Urgență, puneți întrebări. Deci noi trebuie să facem ceva cu treaba asta de aici. Că... Să vedem pe YouTube. Da, trebuie YouTube? Să dispară. Vrem ceva pe YouTube, întrebări? Nu văd. Nu poți? Nu văd. Uite, nu e, nu sunt întrebări. Nu sunt întrebări. Mai așteptăm puțin. 4 minute. Dar este că eu trebuie să mai testez toate treburile astea, că pe sâmbătă și duminica viitoare nu prea vreau să... să zic, bă, nu merge pornitoarea. Nu? E, se rezolvă tot. Da, se rezolvă, nu-i problemă. Așa ca idee. Dăm și noi aici, pac. Putem să repetăm puțin pentru cei care au intrat ultimii, să spunem despre ce e vorba în acest live stream? Da, cu siguranță. În acest live stream am început noi prin a ne prezenta cine suntem noi. Eu sunt Laurentiu. Putem să ne vedem pe imagine, deci da. Eu sunt Laurentiu. Iar eu sunt Marian, suntem mândri amândoi programatori de peste 20 de ani. Ne-am început greu a fost în România, da. Să zic, ca la început. Și ușor, ușor ne-am căutat și noi drumul. Eu nu am ajuns prin Anglia de aproximativ 7-8 ani. El este la începutul drumului în Anglia. Sau probabil în altă parte, că vedem noi unde bate vântul, nu? Vântul destinului. Văzut destul, da. Și am continuat după aceea cu CodeTap, locul în care băieții din spate și cei care au mai fost și au plecat și au avut și începutul în ale programării, au învățat cum să facă website-uri de la zero cu sau fără cunoștințe anterioare. După care am continuat cu faptul că lumea este într-o continuă schimbare, nu e nicio noutate, dar este doar o reafirmare și tehnologia asta avansează atât de repede încât și noi îi ținem greu pasul, dar printre una alta inteligența artificială sau IA, cum se numește, va avansa destul de mult și în timp ce va lua anumite slujbe, nu vor mai fi posibile, în același timp vor crea alte slujbe, deci doar o să trebuie să fie probabil o schimbare. Nu știu dacă va lua 1000 și va crea tot 1000, dar poate o să ia 1000 și o să creeze 500. Probabil nu, ceva, cineva tot oricum, trebuie să facă, ne va nu? Face viața mai ușoară și noi trebuie să folosim ca să ne adaptăm. Da. Să ne adaptăm și să ne adaptăm. Viața mai ușoară. Oricum. Așa. Și după care ce am făcut noi? Am continuat cu faptul că una din soluții ar fi să te adaptezi din timp, să fii pe valul schimbării și să-ți cauți o slujbă de viitor. O slujbă de viitor, una dintre ele este ca să fii programator și sunt multe altele, doar că trebuie să cauți una și să te apuci de ea din timp ca să-ți fie bine atunci când trebuie să faci schimbarea. Noi, la Cota, vă putem ajuta cu partea de programator. Și una peste alta am început noi să explicăm cum poți să devii programator web. Intri pe http://codetap.io/youtube și acolo te va direcționa direct pe canalul nostru de pe YouTube, unde găsești toate lecțiile gratuit, organizate frumos în liste. Urmărești acele liste, rezolvi câte un proiect. Proiectele sunt reale și se adaugă la experiența ta. Și am ajuns după aceea la întrebări și răspunsuri. Și countdown-ul ăla încă funcționează, nu? Și countdown-ul ăla încă funcționează, deoarece îl vedem noi aici, merge. Și, ca la Revelion, 29, 28, ce facem după asta? Ready? Au consumat artificiile. Au consumat artificiile, da. E de afară. Eu nu vreau să mă apuc de landing page-ul la cândva, dar nu neapărat acum. Vreau să văd ce zice Dorin. Countdown-ul ăla este la 10, 9, 8, 7 și tot așa. Vreau să văd ce zice Dorin, să vedem dacă lucrăm la testul lansare aia, dacă nu, poate rezervăm niște timp pentru el mâine. Important e să înțeleagă în continuare ce am făcut, nu neapărat să rezolve toate trei testele. Dacă rezolvă și pe al doilea și am înțeles, e bine.
Candamerul s-a terminat și după ce vorbim cu Dorin, am revenit noi aici, cum ziceam, în principal, dacă vi s-a părut din cauza artificiilor că ați înțeles prea multe din prezentarea asta, asta este, nu m-am gândit că o să înceapă la ora respectivă, găsiți pe joburi în UK plătite bine, când căutați pe Facebook chestia asta, este un grup, intrați pe grupul acela și acolo sunt mai multe înregistrări, sunt vreo 2-3 înregistrări cel puțin, în care nu am o problemă cu zgomotul din fundal și acolo prezentarea este aceeași de fiecare dată, doar schimbă invitații speciali. Iar întrebările și răspunsurile sunt ale voastre, deci puteți să beneficiați de întrebările și răspunsurile din seara asta, însă mult mai multe au fost adresate în celelalte înregistrări și așa că vedeți și voi cam cel doare pe unul pe altul, poate vă convingeți și poate vă apucați de drumul ăsta. Nu? Da. Vă mulțumim pentru vizionare. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi. O seară bună, o sfârșit de săptămână plăcut. Vă urăm o seară bună. Da. La revedere. Mai bine, pa! Ia n-a controlul de aici. Cred că și seara acum nu mai e lumea la distracție. Nu, nu-i vreo.